Ești biscuiți cu stafii de ciocolată și nuci. Astăzi, la rețeta mea de biscuiți, voi porni de la această cremă care este făcută cu frișcă lichidă, cu ciocolată albă și cu unt. Deci cantități egale. Și aici am 50 de unt, 50 de frișcă lichidă și 50 de ciocolată albă. Vreți să faceți cantități mai mari? Faceți, puneți mai mult, dublați sau triplați cantitățile. Vedeți, aceasta este crema de unt și să vă arăt cum se lucrează. Ia uitați, vedeți? Ia uitați ce frumos se lucrează. Așa. Și o să o luăm, o punem într-un vas și adăugăm restul ingredientelor. Să vă arăt cât de bine se lucrează. Ia uitați. Sau folosiți, este foarte bună pentru îmbrăcat torturi, pentru decorat. Așa. Uitați, să facem și așa. Să mai strângem puțin. Vedeți ce bine se lucrează? Așa. Uitați. Acum, noi o să o punem într-un vas și o să adăugăm restul ingredientelor. Și dacă vă rămâne această cremă, dacă nu aveți, o să puneți pe foc 50 de smântână, adăugați cât să fiarbă. Deci, până la punctul de fierbere, dați deoparte și adăugați ciocolata. 50 de ciocolată albă. Lăsați să se topească, lăsați să se răcească. Untul, tot la fel, 50 de grame, la temperatura camerei. Și batem untul și apoi adăugăm frișca noastră cu ciocolată răcită. Vedeți ce minunăție de cremă. Oricine poate să o facă pentru decorat și pentru îmbrăcat torturi. Deci când se dă la frigider, se întărește și tortul rămâne frumos decorat. Așa. Și acum... eu voi lua această cremă și voi pune într-un vas. Vedeți ce frumos se lucrează? Așa, și am să iau și am să pun aici crema noastră. Și acum adăugăm celelalte ingrediente. Vom avea nevoie de crema noastră de unt, deci 50, 50, 50, 50 de unt, 50 de smântână și 50 de ciocolată albă. Un ou. Și vom pune 50 de ciocolată în interior, 50 de nuci, 50 de stafide, vom pune un praf de sare, circa 7 grame de amoniac, bicarbonat de amoniu, esență de rom sau rom, dacă lichior sau coniac, ce aveți voi, puteți pune în aceste forsecuri, coaja de la lămâie și cam o linguriță de zeamă de lămâie. Și făină cât este necesar. Așa. Eu am să deschid și cuptorul. Deci dăm la 180. Și acum dăm deoparte. Și vom adăuga un praf de sare. Așa. Vom pune și ouul. Am să dau mai aproape să se vadă și ouul. Așa, amestecăm puțin. Bine ați venit în bucătărie la Camelia. Și toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți și rețete pentru săpunuri, și rețete pentru creme, pentru cum preparăm uleiurile medicinale, cum preparăm tratamente pentru păr, creme pentru față. Așa. Am amestecat așa bine. Ia să vedem o linguriță. Am să iau puțină coajă de lămâie. Deci aceasta mi-a mai rămas. Deci din lămâile rase, deci biologice, sau le spălați cu bicarbonat. Bine, bine, le frecați bine, bine, bine.
și le spălați și apoi radeți și puneți cu zahăr și se menține la frigider luni de zile când aveți coajă de lămâie. Așa. Și dăm deoparte și amestecăm. Așa. Adăugăm și romul nostru. Aici am așa cum într-un păhăruț de rachiu. Vedeți cam jumătate și punem. Acum fiecare pune după gust. Eu nu mai adaug zahăr, dar să gustați aluatul. Dacă credeți că ciocolata nu este așa dulce pentru biscuiți, mai adăugați 50 de grame, 30-40 de grame de zahăr. Eu nu mai pun. Eu am să pun tot, așa. Am să pun și amoniacul. Și am să adaug puțină zeamă de lămâie. Și am să storc așa puțin pe deasupra aici. Așa, cam o linguriță. Ca să stingem amoniacul, bicarbonatul nostru de amoniu. Așa, și amestecăm. Acum începem să adăugăm făina noastră. Deci făină cât este necesar să avem un aluat potrivit de tare. Și să punem așa în sita noastră. Eu folosesc, cum am mai spus, făina de la Frumenta. Am văzut că se găsește și în România. Deci aceasta este. O folosesc și la cozonac. Să știți că este foarte, foarte bună. Așa. Adăugăm mai întâi puțină făină. Dăm deoparte, așa. Vedeți? Acum voi adăuga și 50 de stafide. Voi tăia și ciocolata și nucile le vom am să le pisez așa cu sucitor. Le pisăm și apoi le punem în aluatul nostru. Aici avem compoziția noastră, luăm nucile și le adăugăm aici în compoziție. Și cum am mai spus, gustați aluatul. Eu am pus doar 50 de grame de ciocolată în compoziție, deci în loc de zahăr. Și nu mai adaug zahăr. Așa, tăiem și ciocolata. O tăiem așa bucățele. Asta. Așa. Și adăugăm așa aici în compoziție, uitați. Să vedeți ce biscuiți delicioși facem noi astăzi. Așa. Și amestecăm. Și apoi mai adăugăm făină. Vedeți compoziția cum este? Am să cer puțină făină aici pe masa de lucru și o să continuăm să frământăm aici aluatul nostru, să-l facem pe masa de lucru. Și cum am spus, făina o adăugăm treptat. Așa. Punem aluatul nostru aici. În loc de zahăr, toți puteți adăuga, dacă vă place și vreți mai dulce, puțin zahăr brun. Dă un gust foarte bun la prăjituri. Așa. Și dăm deoparte. Și acum adăugăm restul de făină. Așa încet și frământăm. Așa. Vedeți că aluatul este foarte mare, adăugăm până obținem un aluat potrivit de tare. Și apoi punem totul în tavă și dăm la cuptor, la 180 de grade, circa 15 minute. Am să și gust să văd cum este.
Este bun. Și acum o să facem așa. Și o să tăiem, îi facem rotunzi și facem simpli. Așa facem biscuiți simpli și punem așa într-o tavă tapetată cu hârtie. Le puteți da orice formă doriți, dar eu am să-i fac așa. Așa. Și am terminat. Și acum îi dau la cuptor. La 180 de grade. Eu am pus și sus și jos. Deci am cuptor electric. Și uitați. Așa. Și lăsăm 15 minute. Și controlăm. Să vedem cum sunt, dacă sunt gata. Sunt gata, am să închid. Și ia uitați, vedeți? Biscuiții, să încerc să și rup, să văd dacă reușesc, că sunt fierbinți. Uitați cum arată în interior. Un deliciu, iese fumul. Și aceștia sunt biscuiții. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem. Ne vedem și în altă zi cu alte rețete. Să-mi lăsați mesaje în comentarii ce rețete ați dori să facem în direct. Așa, vă pup și vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici!